Bonjour, bonjour. Adică bună ziua, bună ziua. Nu, n-ați greșit videoul. Suntem tot la ora de povești în mișcare, cu poziții de yoga, numai că astăzi facem ceva special. Yoga pentru balerine, balerini, dansatori și dansatoare. Ceea ce înseamnă că ne pregătim să fim eleganți ca o lebădă, împământați ca un copac, și magici ca o zeitate egipteană. Dar să începem cu începutul. Suntem pe salteluța de yoga sau pe un prosop sau direct pe covor. Picioarele sunt apropiate, vârfurile în exterior și ne încălzim brațele. Da, brațele elegante de lebădă. Ridicăm mâna dreaptă. Întâi se ridică ușor cotul și apoi palma, ca și cum am duce aerul mai departe și apoi l-am mângâia. Și pentru că suntem la ora de yoga, coordonăm mișcarea cu respirația. Și anume, inspirăm când împingem aerul, expirăm când retragem. Nu uitați de privire. Ne uităm înspre mână și o admirăm. Ce mână elegantă și ce degete frumoase! Zâmbim și încă o dată. Aducem mâna la centru, în fața burticii și acum încălzim mâna stângă. Se ridică cotul și apoi palma și degetele mângâie aerul. Ne uităm la vârful degetelor. Aaa, ce degete frumoase! Și acum facem cercuri cu brațele în spate și urmărim degetele cu privirea. Inspirăm, dăm din degete, expirăm. Mâna în fața purticii și acum mâna stângă face cercuri. Mângâiem cu privirea și cu degetele aerul din cameră. Ne uităm peste umărul drept. Cine o fi în spatele nostru? Doar peretele. În cazul meu, dar la voi, ce vedem în spate? Poate un scaun, o masă, pe mama, pe tata? Revenim. Și iarăși ne uităm în dreapta, scuturăm capul și părul și în stânga. Și acum trebuie să ne exersăm, să ne încălzim și genunchii și labele picioarelor. Greutatea vine pe piciorul stâng, aducem genunchiul drept la piept, îl tragem cu brațele cât mai aproape de noi, dar umerii rămân jos și relaxați. Inspirăm pe nas. Tragem, tragem, tragem și expirăm pe gură și facem un și iarăși. Și acum facem cercuri cu laba piciorului, 3 în dreapta și 3 în stânga. Și revenim cu piciorul drept pe pământ. Acum greutatea se duce în talpa dreaptă, ridicăm piciorul stâng, aducem genunchiul la piept, tragem cu brațele cât mai mult înspre piept și facem cercuri cu laba piciorului. 3 în stânga și 3 în dreapta. Scuturăm și ne pregătim de, mai țineți minte, poziția copacului, care este drept și cu rădăcinile bine înfipte în sol, greutatea pe piciorul stâng, mâinile sunt la piept, degetele întinse, palma stângă pupă palma dreaptă, și talpa dreaptă se ridică și mângâie glezna stângă sau ajunge un pic mai sus pe pulpă, sub genunchi sau deasupra genunchiului. Tragem de genunchiul drept în spate,
Privirea e drept înainte, cu degetele mari de la mâini simțim bătaia inimii, inspirăm, expirăm tot pe nas. Aceasta este poziția copăcerului și când copacul devine mai mare, îi cresc ramurile, adică brațele se duc în sus, pe lângă urechi, deasupra capului și mai sus și mai sus, le îndreptăm și dăm din degete. Dăm din degete atunci când bate vântul și se mișcă frunzele. Și ne unduim stânga-dreapta. Nu uităm de respirație. Copacul mare se strânge, coboară brațele, devine un copăcel. Coboară și talpa piciorului, lent, 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 până ajunge la pământ. Și acum facem copacul, să zicem că este un cireș, și pe partea dreaptă. Trunchiul este piciorul nostru drept, ne imaginăm că rădăcinile ies din talpă, se înfig bine în salteluță și în podea, palmele la piept, nu? Talpa stângă vine la glezna piciorului drept și urcă lent, 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 ne mângâiem pe pulpă și pe genunchi și poate ajungem un pic mai sus. Privirea este în față, într-un punct fix, l-am văzut acolo pe perete. Inspirăm pe năsuc, umerii sunt relaxați și expirăm. Și cum spuneam, când am mâncat destul de dimineață, cireșul nostru crește pentru că brațele, adică crengile, se lungesc, se duc pe lângă ureche și mai sus deasupra capului și mai sus și asta e coroana copacului. Umerii sunt relaxați, dar brațele sunt drepte și degetele dăm din degete și acum ne mișcăm brațele în stânga, în dreapta, ne imaginăm că bate vântul. Dacă ne dezechilibrăm, nu-i nimic, punem piciorul jos și apoi revenim în poziția copacului. Copacul nostru se face și mai mic și mai mic, palmele la piept, piciorul coboară, gleznele se unesc, scuturăm din brațe, scuturăm și din șolduri și ne pregătim de poziția dansatorului, care începe din poziția copacului. Pe piciorul stâng aducem genunchiul în față, prindem glezna piciorului drept cu mâna dreaptă, ducem talpa la fund și acum ne aplecăm în față ținând de picior și ne balansăm cu mâna stângă, împingem mâna stângă în față, ne imaginăm că în palmă avem ceva foarte prețios. Să zicem că o floare pe care dacă o apăsăm prea mult, moare. Și atunci o ținem relaxat între degete, ne uităm în centru palmei, vai ce frumoase și în tot timpul ăsta, încordăm abdomenul și ridicăm piciorul sus. Asta este poziția dansatorului. Și dacă cumva ne pierdem echilibru și nu ne iese din prima, ne ținem cu mâna stângă de un perete sau de o mobilă, sau de mama sau de tata. Mama, vino! Am nevoie de ajutor. Mâna stângă în față, piciorul drept în spate, tragem de laba piciorului, pieptul se lasă ușor în față, noi privim în mijlocul palmei, ah, ce floare frumoasă, și revenim. Și dansatorul are două picioare, ca și noi. Acum greutatea este pe piciorul drept. Aducem genunchiul stâng la piept, prindem glezna cu mâna stângă,
Și ne lăsăm ușor în față. Ridicăm brațul drept. Palma vine spre noi, privim în centru. Putem să unim degetul arătător cu degetul mare. Tragem de piciorul stâng, încordăm fundul, relaxăm umerii și privim în față. Și nu blocăm respirația. Revenim gentil și elegant ca adevărații dansatori și spuneam că exersăm eleganța balerinelor, magia, a cui era? A zeității grecești. Desfacem picioarele, degetele sunt în exterior, lăsăm fundulețul jos, deci îndoim genunchii, brațele sunt în față, ca și cum avem o minge mare, o minge ușoară și umflată de plajă. O ținem la piept, apoi desfacem brațele, ne uităm peste umărul drept, peste umărul stâng, în tot timpul ăsta, genunchii rămân îndoiți. O să ne doară un pic coapsele și fundul, dar așa ne antrenăm pentru poziția zeiței, care este atât de puternică și de magică, încât ține în palmele ei tot universul. Aducem palmele înspre tavan, la nivelul umerilor, burtica este încordată, la fel și fundul. Ne uităm drept în față, zâmbim relaxați și din ochi, și din nas, și din gură și stăm în poziția zeiței, care nu este deloc ușoară, dar tocmai așa ne antrenăm puterea și echilibrul. Întindem picioarele, scuturăm brațele, am transpirat un pic, scuturăm și piciorul drept și piciorul stâng, și revenim în poziția zeiței. Picioarele se îndoaie, fundul jos, burtica încordată, brațele se deschid, palmele în sus la nivelul umerilor. Verificăm, sunt bine cu palma stângă și cu palma dreaptă. Ne imaginăm că ținem tot universul în palme. Nu e greu deloc. Umerii relaxați, zâmbim, inspirăm pe nas. Expirăm tot pe nas. Hopa! Și întindem picioare și scuturăm și mâine și picioare. Fuh! Poziția copacului, poziția zeiței și eleganța venea de la poziția lebedei. Dar ca să devii lebădă, trebuie mai întâi să fii un patruped. Să zicem un câine. Trecem în patru labe, ne sprijinim în genunchi și în palme, dăm un pic din fund, după care îndoim degetele de la picioare și ridicăm fundul sus. Genunchii rămân îndoiți și îndreptăm consecutiv, adică când genunchiul drept, când genunchiul stâng. În yoga, asta este poziția de plimbat câinele. Deci plimbăm câinele pe loc, se întinde un picior, se întinde celălalt, brațele sunt tot timpul întinse, la fel și degetele. Și acum când ne-am încălzit și labele picioarelor și genunchii, rămânem fixi. Împingem și mai mult în degetele de la mâini. Ne uităm între picioare. Ne imaginăm că avem o linie dreaptă de-a lungul coloanei, adică de la fund până la vârful capului. Și apoi, ca să relaxăm gâtul, dăm din cap, da. Apoi stânga, dreapta, nu, 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 da.
Inspirăm pe nas. Mult, 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 ca și cum am vrea să prindem tot aerul din cameră. Și mai mult. Și apoi expirăm pe gură și zicem, lăsăm afară, dăm afară tot ce nu ne trebuie. Și încă o dată, îndoim genunchii, ne uităm între palme și ducem piciorul stâng în spatele palmei stângi. După care îl ducem înspre dreapta, astfel încât genunchiul este în spatele palmei și talpa rămâne undeva înspre șoldul drept. Ne uităm în spate, piciorul drept trebuie să fie întins, aproximativ în mijlocul salteluței. Ne aranjăm părul, mai inspirăm, mai dăm din numeri. Ne pregătim de poziția lebedei. Ne sprijinim în degete, ne uităm în față, ne curbăm spatele atât cât putem, cât să nu ne doară. Nasul sus, adică ciocul lebedei, apoi ne aplecăm pieptul înspre saltea. Lebăda cu gâtul ei lung se culcă pe o aripă. Și aducem brațele în față și putem să sprijinim fruntea în palme. Este lebăda care se culcă. Are aripile sub cap, picioarele întinse, relaxate. Oare ce se gândește, la ce se gândește o lebădă când doarme? Poate că vrea să danseze. Poate visează la un lebădoi. Ne împingem în palme. Punem palmele sub umeri. Îndoim degete de la piciorul drept, ne împingem în palme și în picior, ducem piciorul stâng în spate, revenim în poziția câinelui. Împingem în palme și în picioare. Ridicăm piciorul stâng, îndoim genunchiul și facem trei cercuri lente în față. 2, 3, ok. Și în spate. 1, 2, 3. Punem piciorul jos, greutatea în talpa stângă, ridicăm piciorul drept, îndoim genunchiul. Nu uităm de brațe care sunt întinse, ne împingem în palme, 3 cercuri în față. Cu genunchiul drept, 1, 2, lent, 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 că așa e mai greu, nu trișați, și 3 în spate, 1, 2, 3. Revenim cu piciorul pe sol, îndoim genunchii, ne uităm între degete și ducem genunchiul drept în spatele mâinii drepte. Ne așezăm confortabil, ne aranjăm și părul, ne uităm în spate, piciorul stâng e acolo, e în regulă, dar trebuie să fie întins de la șold până la vârful degetelor. Palmele sunt de o parte și de alta corpului. Lebăda și întinde ciocul înspre cer, ne curbăm spatele, întindem gâtul și apoi lent aducem și aripile, adică brațele noastre, în fața saltelei, pieptul coboară și dacă ne simțim confortabil, ne odihnim fruntea
în palme. Și am ajuns iarăși în poziția lebede adormite care visează. Nu știu ce simte lebăda, dar eu simt cum mi se întind mușchii de la piciorul drept și spatele, umerii sunt relaxați. Inspirația și expirația curg ca o apă lină. Inspir încă o dată și când expir mă împing în palme și mă trezesc din poziția lebedei. Mâinile ajung sub umeri, îndoim degetele de la piciorul stâng, ne sprijinim în ele, ridicăm genunchiul drept și piciorul drept ajunge lângă piciorul stâng. Revenim în poziția cățelușului și ne împingem fundul înspre tavan. Spatele este întins, dăm din cap da-da-da. Nu, nu, nu. După care coborăm în genunchi. Fundul este pe călcâie. Ne uităm unii la alții, zâmbim, căci se apropie sfârșitul întâlnirii noastre de yoga și dans. Și pentru că la sfârșit întotdeauna ne relaxăm și respirăm chiar și mai lent decât la început, punem mâna dreaptă pe burtică, mâna stângă pe piept, închidem ochii și ne ascultăm inima. La mine bate tuc, tuc, tuc. Inspirăm pe nas. Simțim cum se umflă burtica, e ca și cum am avea un balon cu oxigen în burtă. Când inspirăm, se umflă balonul. Când expirăm, se desumflă. Deschidem ochii. Ducem brațele în față, brațul drept peste brațul stâng, se duc în față, înspre colțuri și apoi ne apucă de omoplați. Ne luăm în brațe. Ne luăm în brațe și ne gândim ce mult ne place de noi. Astăzi chiar este o zi bună. Și apoi ducem din nou brațele în față, brațul stâng de data asta vine peste brațul drept, se întinde, se duce înspre colțul și apoi, pac, ne ia în brațe. Și ne strângem și mai tare și mai tare. Ne zâmbim nou, ne zâmbim în bărbie și în piept. Ce bine a fost! Apoi deschidem ochii și terminăm în poziția copilului. Ducem brațele în față, puș, 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 ca și cum am fi o pisicuță. Pieptul ajunge spre salteluță, fruntea se sprijină de podea, se relaxează pe saltea, mâinile sunt în față. Și ne împingem în degete ca și cum am vrea să creștem în înălțime. Vrem să fim și mai înalți, întindem și mai mult
Cine vrea să crească și mai mult, atunci trage de degete în față, încă un pic, încă un pic, dăm din degete pe salteluță, pâc, 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 și apoi relaxăm. Fruntea este pe saltea, mișcăm stânga-dreapta. Ne imaginăm cum gândurile se scurg prin mijlocul frunții direct în salteluță. Ce nu ne place iese afară și tot ce ne aduce bucurie și răsfăț rămâne la noi în spatele ochilor. Inspirăm, expirăm, ne împingem în palme și ne ridicăm ca să ne spunem la revedere. Știți că data trecută am învățat salutul yogin, care este namaste, dar cum astăzi am făcut poziții de balerină și de dansatori, o să le luăm la revedere ca niște adevărate balerine. Piciorul drept se duce în față, la fel și brațul drept, degetele sunt întinse și nu uităm că avem ceva foarte prețios și foarte frumos în mijlocul palmei, pe care îl arătăm tuturor. Piciorul stâng este în spate, facem o reverență, mulțumim, dragi yoghin. Apoi piciorul stâng se duce în față, la fel și brațul drept, deschidem palma, arătăm ființa prețioasă din mijlocul palmei, piciorul drept în spate, se deschide și brațul drept. Mulțumesc, dragi yoghini! Adina vă salută și ne vedem data viitoare la întâmplarea cu povești și mișcări de yoga.